Voi faceți marmeladă de ardei roșii. Iam ăștia așa de copți și m-am gândit să fac un pic de marmeladă. I-am curățat bine, i-am spălat și acum o să-i tai mărunt. Și am pus în cratiță 200 de ml de apă, 50 de ml de oțet de mere am pus eu și zahăr să pune jumătate din cantitatea cât ardei pui. Și așa arată după 50 de minute și acum o să o iau de pe foc și o să o pun în blender, să o blenduiesc. Și uitați cum arată, am probat un pic, i-am pus și un pic de vanilie, deci o minunăție, vă spun sincer, e delicios!